locații de cazare renovate în Trebușeni. Acum, în mica ta vacanță, poți alege pensiunea care ți este cel mai mult pe plac. Bine ați venit în gospodăria noastră! Bine ați venit și poftim să intrați în pensiunile noastre! Avem o zonă deosebită, extraordinară, frumoasă, care le place la toți turiștii. Avem excursii la Muzeul Orhiei Vechi și avem excursia care nu fac toți în Lanșaftul Trebușeni, o zonă naturală extraordinar de frumoasă, unde turiștii trimitem cu căruța în Lanșaft și se întorc înapoi cu barcă. Locuri de cazare avem perfect 14, adică 7 camere pe câte 2 persoane. În 3 camere avem paturi adăugătoare pentru copii. 20-21 de persoane putem primi. Pensiunea are 11 locuri de cazare și o terasă cu o capacitate de 50 de oameni ca să servească masa, plus la aceasta încă 2 terase mici, capacitate de 10-15 oameni. Capacitatea de cazare este de 9 locuri. Servirea mesei, avem o terasă cu 32 de locuri, o altă terasă cu 45, așa ca să steie bine. Și de acum servicii, bicicleta, căruța, formația folclorică. Să știți că formația folclorică e ca cireașa de pe tort. Proiectul de competitivitate din Moldova are un program care se numește Hospitality Plus Moldova, în care asistăm pensiunile rurale pentru a se dezvolta, pentru a-și ridica nivelul de calitate a serviciilor. De aceea, pe lângă aceste 6 beneficiari pe care i-am avut în acești ani, vom mai deschide un nou apel pentru noi beneficiari și ne dorim foarte mult ca acești noi antreprenori din regiunile rurale să ne găsească și să aplice pentru a primi asistența din partea proiectului. I think we have seen that now with a 30% of raise of tourists just in a year to this region. I mean, I think it has a huge potential, and that has a lot to do with the hospitality of the people and this nice environment, this nice welcoming surrounding. Well, I think the future is very bright. I myself, 1 year ago, was a tourist the first time in this region, and I fell in love with this area. With your national treasure in Orhiei Vechi just so close by, it's a very special place near and dear to my heart. And now I'm so excited that there's somewhere to stay when I can come up here, so that people like me and other tourists can spend more time outside of Chișinău, in the rural areas, staying at one of these special, special pensions, free opening up today. It's so exciting. Astăzi, bineînțeles, este o schimbare foarte bună, calitativă, fiindcă este o binare foarte bună a tradițiilor cu calitatea serviciilor oferite. Și, de fapt, asta e ceea ce caut turiștii astăzi. Pentru cineva, ține de turism nostalgic, cei care cândva au trăit la țară și au plecat la oraș și, revenind încoace, își reamintesc, își împrospătează, întorc filmulețul înapoi, dacă vreți, și bucuria asta care o regăsesc aici, a traiului de aici, o poartă cu ei și revin cu prieteni. Fugind de aglomerația orașului, vii aici să te regăsești. Fie că alegi casa verde, casa de sub stâncă sau casa din luncă, un lucru este cert, că ceea ce vei găsi aici îți vor crea o oază de liniște, căldură și confort. Made in Mede, de la Trebușeni.